Cei mai mulți metri de pârtie de schi din țară, 24,415 metri, se găsesc în județul Brașov, în care funcționează 19 pârtii în stațiunile montane Poiana, Brașov, Bran, Predeal, Pârâul Rece și Moeciu, potrivit datelor de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. Pe locul 2, în topul județelor cu cea mai generoasă infrastructură de schi, se poziționează județul Prahova, cu 22.200 de metri de pârtie de schi. În Azuga, Bușteni și Sinaia sunt mai multe pârtii administrate de primăriile locale și de consilii. Cea mai lungă pârtie din acest județ este drumul de vară, cu o lungime de 2.972 de metri. Județul Harghita ocupă locul 3 în topul județelor cu cei mai mulți metri de pârtie. Pe 12.833 de metri de pârtie se poate schia în acest județ. Cea mai lungă pârtie are 1.149 de metri și se află în pasul Bucin, pârtia Havas-Bucin. Și în Maramureș se poate schia pe timp de iarnă. Județul are mai multe pârtii care totalizează 11.859 de metri, amplasate în Cavnic, Borșa, Deșești, Mogoșa și alte stațiuni. Aceste pârtii sunt administrate atât de primăriile locale, cât și de companii private. În județul Suceava sunt 8.003 metri de pârtie, cea mai lungă fiind pârtia Dealul Negru, cu 3.000 de metri din Vatra Dornei. A doua cea mai lungă pârtie este Șoimul, din Gura Humorului, cu 1.462 de metri, potrivit datelor de la MDRT.